câte puncte de acumulare are mulțimea A mare egal cu acx din R pentru care x pătrat e mai mare ca 9? În primul rând, hai să determinăm mulțimea noastră. Păi facem x pătrat minus 9 mai mare ca 0, e o funcție în ecuație de gradul 2. Facem ecuația atașată, ce îți dă? X pătrat egal cu 9, x egal cu plus minus 3, da? Păi, noi știm că polinomul de gradul 2 între rădăcini are semn contrar lua au e coeficientul x pătrat e minus, în afară e plus. Prin urmare, care va fi domeniul nostru? Iată, de la minus infinit minus 3 la 3 plus infinit. Deci A mare este mulțimea minus infinit minus 3 deschis reunit cu 3 infinit. Acum, ce înseamnă un punct de acumulare? Atenție, un punct pentru o mulțime A aparținând lui R, în cazul meu, se numește punct de acumulare dacă pentru orice vecinătate a sa, adică ce înseamnă o vecinătate? Un interval, să zicem, pentru orice epsilon mai mare ca 0, deci pentru V mare egal cu A minus epsilon A plus epsilon, o vecinătate a unui număr real se poate lua de forma A minus ceva, A plus ceva. Evident că întotdeauna o pot lua simetrică, că dacă e A minus 5, A minus 7, A plus 7, iau A minus 5, A plus 5, da? Pentru orice vecinătate, va exista un număr în mulțimea noastră, va exista un x aparținând lui A cu x diferit de A, da? X aparține lui A, pardon, intersectat cu V, x diferit de A. Altfel spus, atenție, vă fac grafică, e mai ușor. Dacă ai o mulțime A și ai un punct de acumulare, ce înseamnă că este de acumulare? Că în orice vecinătate a lui, într-o zonă din jurul lui, da, vai un punct A, există cel puțin un punct din A intersectat cu V, adică din mulțimea A, în esență, diferit de A, da? Bun, adică altfel spus, atenție, în jurul unui punct de acumulare și ce se întâmplă, roiesc o grămadă de puncte, pentru că, vedeți, dacă l-ai pe X-ul ăsta, e o vecinătate mai mică, iar există un X diferit de A aici, iarăși e vecinătatea cu jumătate din distanța, iar, da? Bun, astea sunt punctele de acumulare. Pentru intervale, atenție, dacă aveți un interval de formă AB, mulțimea punctelor de acumulare care se mai notează cu A mare prim, ea se numește derivata mulțimii respective, nu se confunda cu derivata ca funcție, este intervalul AB. De ce? Că dacă e intervalul AB, atenție, orice punct de aici, alfa, să-i spunem, din intervalul AB, oricum ai luat un interval alfa minus epsilon, alfa plus epsilon, iată, există punctul, să zicem, cine? Alfa plus epsilon pe 2, care aparține vecinătății, aparține lui AB, evident cu epsilon, încât intervalul ăsta mic să fie intervalul mare, dar care e diferit de alfa. Deci toate punctele din AB sunt puncte de acumulare. Marginile sunt de asemenea. Și vă arăt pentru B. Oricum aș lua eu o vecinătate de forma B minus epsilon B plus epsilon, iată, există punctul, să zicem, B plus B minus epsilon pe 2, adică jumătatea intervalului, da? Care este punct de acumulare. Da? Și atunci, care, pardon, face parte din vecinătate și face parte și din A. Prin urmare, la mine mulțimea punctelor de acumulare este cine? Minus infinit 3, minus 3 închis, reunit cu 3 închis infinit. Da? Deci câte puncte de acumulare am pentru mulțimea mea? O infinitate. Observați, era tentant să zicem că două, că numai alea la capete. Nu, toate sunt, da? Că de obicei știți pe la asimptote când faceți, zice să facem punctele de acumulare. Păi da, da, în punctele care nu sunt domeniu, da? Pentru că în domeniul limita funcției este finită, e valoarea funcției, da? Dacă e continuă. Deci răspuns corect, ce?